Senatul Universității din Craiova a decernat astăzi, la propunerea Departamentului de Informatică al Facultății de Științe, titlul de doctor honoris causa profesorului Ion Văduva, personalitate marcantă a informaticii și matematicilor aplicate. Este o plăcere pentru unii și o onoare pentru Universitatea din Craiova să primească astăzi în rândul corpului său academic un renumit savant, un profesor de marcă, un cercetător care și-a dedicat o viață întreagă activității de îmbunătățire spirituală a acestui popor. De-a lungul timpului, profesorul Ion Văduva a desfășurat activități de cercetare și didactice la prestigioase instituții din țară și din străinătate. Este conducător de doctorat din anul 1971 și a coordonat 62 de doctori, dintre care 20 sunt din alte țări, situate pe 4 continente: Europa, Asia, America de Sud și America de Nord. Din pozițiile ocupate, domnul profesor Ion Văduva a militat pentru corectitudine, transparență, impunerea unor standarde academice relevante, dezvoltarea unei politici de promovare a tinerilor valoroși. În acest sens, se poate afirma fără rezerve că profesorul Ion Văduva este unul dintre pilonii pe care s-a sprijinit informatica din țara noastră încă de la începuturile dezvoltării ei. Specializarea în informatică, obținută în Anglia, în perioada când informatica din țara noastră încerca să-și găsească propriul drum, funcția de director al centrului de calcul și desele contacte cu specialiști din străinătate i-au permis să fie la curent cu noutățile în domeniu, să le transmită în mediul universitar, să îi îndrume pe tineri informaticieni spre domenii de top și interes în cercetarea științifică. Voscorum fortunatum felicit Senatus Universitatis Craioventis, rectore magnifico Dan Claudiu Dănișor, profesore publico ordinario sum omnium plausiu decrevit utilistrisimus dominus Ion Văduva in corpus doctorum universitatis honoris causa reciperetur, in cuius rei fidem hoc diploma conscribentum censuit. Rezultatele cercetării profesorului Ion Văduva s-au materializat prin publicarea numeroase monografii, cursuri universitare, articole în reviste de specialitate din țară și din străinătate, sau prin participarea la peste 40 de conferințe internaționale. Mă simt onorat să primesc prestigiosul titlu academic Dr. Honoris Causa pe care ați decis să mi-l oferiți astăzi. Bucuria mea este amplificată de faptul că această distinție mi-este acordată de Universitatea din Craiova, eu fiind oltean din pitoreasca zonă Horezu, de care mă leagă amintirea unei copilării senine. Poate chemarea străbunilor a contribuit la crearea condițiilor favorabile acestei ceremonii de conferire a titlului înaltă.